Fără cozi și controle la frontiere, asta ar fi însemnat pentru România aderarea la spațiul Schengen. Practic, țările acceptate în această zonă au eliminat toate verificările de la frontiere, astfel încât să nu mai existe costuri și timp pierdut în vămi. Aderarea la spațiul Schengen ar putea atrage și mai mulți investitori străini în România, iar cetățenii români care lucrează în străinătate ar putea fi mai bine plătiți. În prezent, spațiul Schengen reprezintă o zonă liberă de circulație a cetățenilor din 26 de țări. În cazul în care România ar fi devenit țară membră Schengen, călătorile spre diferite destinații din alte state ar putea fi comparate cu cele din interiorul țării. În acest caz, traversarea frontierei ar fi fost la fel de simplă precum trecerea dintr-un județ în altul. Practic, șoferii ar fi putut trece fără să oprească granița cu Ungaria, stat membru al spațiului Schengen din 2007. La fel ar putea sta lucrurile în viitor la frontiera cu Bulgaria, asta în cazul în care statul vecin va fi admis în zona Schengen. Și la aeroport procedurile ar fi simplificate. La aeroport, trecerea frontierei în interiorul statelor membre ale spațiului Schengen poate fi asemănată cu o cursă internă, practic o călătorie în interiorul țării de la București la Timișoara, de exemplu. În acest caz, toți călătorii care ajung la aeroport vor merge în zona de check-in, unde, dacă nu au bagaj de cală, vor trece de acest punct doar pe baza biletului de avion. Ulterior, după controlul de securitate, care înseamnă scanarea bagajelor și a persoanelor, autoritățile responsabile nu vor mai verifica niciun fel de act, pentru că, practic, nu va mai exista frontieră spre destinațiile statelor membre, ceea ce înseamnă că nu veți mai prezenta pașaportul. Singura verificare va fi doar în zona de îmbarcare, unde un angajat al companiei aeriene va verifica biletul de avion. Dar până la aderarea României la spațiul Schengen, călătoriile internaționale se vor face tot în urma controalelor poliției de frontieră, unde trebuie să prezentați pașaportul. De controlul riguros nu vor scăpa nici șoferii care transportă mărfuri din România spre diferite state ale Uniunii și folosesc punctele de trecere ale frontierei cu Ungaria. Peste 90% dintre relațiile comerciale ale României au loc cu Europa de Vest, iar fluxul de transport rutier în zona Schengen se face în mare parte prin punctele de trecere a frontierei de la Nădlac sau Petea. Aici timpii de așteptare trec uneori de 10-12 ore. Cozi erau și în această dimineață. Stau de 3 ore. Dacă eram în spațiul Schengen, acum eram aproape de granița cu Austria. Să traversez granița, să vii înapoi în România, pierdem foarte mult timp. Pe lângă faptul că pierdem foarte mult timp, se pierde foarte mulți bani. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România susține că eliminarea controalelor la frontiere ar însemna reducerea pierderilor de timp cu 25-40%. Intrarea în spațiul Schengen ar însemna întărirea frontierelor externe ale Uniunii Europene și ar însemna creșterea profitabilității economice a tuturor în piața internă, nu numai pentru România și Bulgaria. Și muncitorii români care lucrează în străinătate ar putea fi mai bine plătiți, spun sindicatele, și nu ar mai fi considerați lucrători de mână a doua. Aderarea ar însemna însă o problemă pentru angajatorii care au muncitori asiatici și care ar putea părăsi mai ușor teritoriul țării noastre. Potrivit unui sondaj Daedalus pentru Pro TV, 8 din 10 români consideră mai degrabă importantă sau foarte importantă intrarea României în Schengen. Motivele sunt legate de libera circulație și mai puțin de statutul de cetățeni de rangul 2. Pe de altă parte, neacceptarea României în Schengen la această rundă provoacă frustrare și sau furie pentru jumătate dintre români, care consideră că este o decizie injustă. De aceea, aproape 4 din 10 români iau în considerare boicotarea produselor și serviciilor austriece, în contextul neaderării României din cauza opoziției Austriei. Studiul a fost realizat de compania Daedalus online pe 6 decembrie, pe un eșantion de 1178 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani din mediul urban. Datele au fost culese online, iar marja de eroare este de plus minus 3%.